la contestații sunt, deci în rest de valoare este aceeași ca și anul trecut. La contestații însă, dacă diferența dintre nota inițială și nota finală de la contestație este mai mare de după contestație este mai mare de un punct, atunci se numește de către președinte o altă comisie care va verifica, deci a treia notă, asta este o noutate, și a doua noutate, foarte importantă după mine, este faptul că nota de la contestație rămâne valabilă. Nu mai există condiția aceea de 0,5. Deci dacă tu ai avut 8,40 și ai făcut contestație și ai 8,50, rămâne 8,50. E adevărat ce trebuie subliniat și în rugămintea să subliniați voi. Același lucru e valabil și în jos. Ai 8,50 și ai făcut contestație și ai 8,40, rămâne 8,40. Deci să nu se înțeleagă că e valabil în sus, dar nu e valabil și în jos. Deci și 5 sutim și 10 sutim, deci rămâne nota de la contestație. Poate să opteze el pentru... Nu poate să optezi acum. Dacă e optat, atunci poți să optezi tu fără să întrebi. Pentru că evident că va fi nota mai mare în viață mai. Deci aici rugămintea să subliniați. Deci se poate face, șansa este mai mare la contestații că ți ia și 10 sutim și 15 și 20 și 25 și așa mai departe, dar în același timp și pierderea, ceea ce cred că este normal pentru data. La tribunal inculpații pot opta pentru cele două legi, cea veche sau cea nouă, care e mai favorabilă. Noi nu suntem la tribunal, haideți să păstrăm, totuși suntem într-un sistem de învățământ încă și așa am transformat mai mult decât e cazul, dar fiind greșeli ale unor. Bun. Despre evaluarea națională, cred că atât.